Soldățelul de plumb, de Hans Christian Andersen. Erau odată 25 de soldați de plumb și toți erau frați, fiindcă fuseseră făcuți dintr-o lingură veche. Țineau pușca în mână și fruntea sus. Aveau o uniformă foarte frumoasă, roșie și albastră. Cel dintâi lucru pe care l-au auzit pe lumea asta, când s-a ridicat capacul de pe cutia în care ședeau, au fost cuvintele soldați de plumb. Cuvintele acestea le-a rostit un băiețaș care bătea din palme de bucurie. Tocmai îi primise cadou de ziua lui. I-a scos și i-a înșirat pe masă. Toți semănau leit între ei. Unul singur era puțin mai altfel. Avea numai un picior pentru că fusese făcut cel din urmă și nu mai ajunsese plumbul. Dar, deși avea numai un picior, stătea tot așa de drept ca și ceilalți cu două picioare și tocmai el avea să facă cele mai mari isprăvi, așa cum aveți să vedeți îndat. Pe masa pe care stăteau înșirați mai erau o mulțime de jucării. Erau mai cu seamă un castel de hârtie de toată frumusețea. Pe ferestre puteai să te uiți înăuntru și să vezi toate încăperile. În fața castelului era un pâlc de copaci și în mijlocul lor era o oglinjoară care închipuia un lac. Pe ea pluteau și se oglindeau lebede de ceară. Toate jucăriile erau drăgălașe, dar cea mai drăgălașă era o fetiță care stătea în ușa castelului. Era făcută și ea din hârtie, însă avea haine frumoase și pe umeri o panglică subțire și albastră, chiar ca o broboadă. Pe broboadă, drept la mijloc, era o stea strălucitoare cât fața ei de mare. Fetița stătea cu brațele ridicate fiindcă era dansatoare și își ridicase și un picior, dar așa de sus încât de departe soldățelul de plumb nu vedea unde-i și credea că fata are și ea numai un picior. "Ar fi o nevastă tocmai potrivită pentru mine," se gândi el. "Atâta numai că e cam boieroaică. Stă într-un castel și eu stau într-o cutie în care suntem 25 de inși. Nu-s tocmai potrivit pentru ea, dar eu tot am să încerc să intru în vorbă cu dânsa." Și s-a întins cât era de lung după tabachera de pe masă. De aici putea să se uite în foie la dansatoarea cea mititică și subțire, care stătea mereu într-un picior fără să cadă. Seara, soldații de plumb au intrat în cutie și toți cei din casă s-au dus la culcare. Și atunci cutia cu muzicuța a început să cânte tot felul de cântece vesele. Soldații de plumb au început să zângănească în cutia lor, fiindcă voiau și ei să iasă și să vadă cei, dar nu puteau să ridice capacul. Spărgătorul de nuci se dădea de-a tumba și creta se zbenguia pe tăbliță. De atât alarmă, canarul s-a trezit și a început și el să vorbească în versuri. Numai soldatul de plumb și cu dansatoarea nu se mișcau din loc. Ea stătea mereu într-un picior, în vârful degetelor și cu brațele întinse. El stătea tot așa de neclintit, pe singurul lui picior și nu-și lua nicio clipă ochii de la dânsa. Deodată ceasul a bătut 12 și poc, capacul tabacherei s-a deschis. Dar în tabacheră nu era tutun, era numai un drăgușor mititel și negru. O șmecherie strașnică! "Ascultă, soldat de plumb," a spus drăgușorul, "mută-ți ochii în altă parte." Dar soldatul parcă nici n-ar fi auzit. "Bine, o să vezi tu mâine dimineață," a spus drăgușorul. Când s-a făcut ziua și copiii s-au culcat, au luat soldatul de plumb și l-au pus pe marginea ferestrei. Și deodată, c-o fi fost drăgușorul, c-o fi fost vântul, fereastra s-a deschis și soldatul de plumb a căzut de la etajul al treilea. A fost un drum cumplit. A căzut cu piciorul în sus și cu vârful baionetei între două pietre ale caldarâmului. Fata din casă și băiețașul s-au dus repede jos ca să-l caute, dar cu toate că erau cât pe ce să calce pe el, nu l-au zărit. Dacă soldatul de plumb ar fi strigat, "Aici sunt!", desigur că l-ar fi găsit. Dar el n-a strigat fiindcă era în uniformă și nu se cuvenea să strige așa, în gura mare. Începuse să plouă, picăturile cădeau tot mai dese și de la o vreme turna cu găleata. După ce a trecut ploaia, au venit doi băieți. "Ia uite," zise unul dintre ei, "un soldat de plumb,
Ia să-l luăm și să-i dăm drumul pe apă." Au făcut o luntre dintr-un ziar, au pus pe soldat în luntre și i-au dat drumul pe apă, care curgea prin șanțul de pe marginea străzii. Cei doi băieți alergau pe lângă el și îi băteau din palme. Ce umflată era apa și ce valuri făcea! Fusese ploaie, nu șagă. Luntra de hârtie se legăna încoace și încolo și câteodată se învârtea așa de repede încât soldatul tremura. Dar tot neclintit rămânea. Fața îi era nemișcată și el se uita drept înainte și nu scăpa pușca din mână. Deodată, luntrea a intrat pe sub un podeț. Era întuneric chiar ca în cutie. "Oare unde mă duc?" se gândea el. "Asta e numai din vina drăgușorului. Ah, dacă fetița aceea ar fi aici cu mine în luntre, nu mi-ar păsa chiar dacă ar fi de două ori mai întuneric decât este." Deodată a venit un șobolan care își avea casa acolo sub podeț. "Ai pașaport?" a întrebat șobolanul. "Arată-mi pașaportul." Soldățelul de plumb n-a răspuns nimic și și-a strâns și mai tare arma la umăr. Luntrea a plecat mai departe și șobolanul după ea. Prrr, cum își mai rânjea dinții și striga la așchile și la paiele care pluteau duse de apă. "Opriți-l! Opriți-l! N-a plătit vama și nu a arătat pașaportul!" Apa curgea tot mai repede. Soldatul de plumb a mai putut să vadă o clipă lumina zilei când a ieșit pe sub podeț. Dar deodată a auzit un vuiet care ar fi speriat și pe un om, cât de viteaz. Aici, la capătul podețului, pârâiașul de ploaie se vărsa într-un canal mare. Pentru soldatul de plumb, asta era tot așa de primejdios cum ar fi fost pentru noi dacă ne-am rostogolit într-o cascadă. Acum era greu de tot. Luntrea a ieșit de sub podeț. Soldatul se ținea cât putea mai drept. Nimeni n-ar fi putut să spună că a clipit măcar. Luntrea s-a învârtit de 2, 3, 4 ori, s-a umplut de apă și a început să se scufunde. Soldatul de plumb era acum în apă până la gât. Luntrea se scufunda tot mai tare și hârtia tot mai tare se desfăcea. Apa i-a ajunsese soldatului până peste cap. El se gândea la dansatoarea cea mititică și drăgălașă pe care nu avea să o mai vadă niciodată și în urechile lui răsuna un cântec. "Du-te la război, oștene, și de moarte nu te teme." Hârtia s-a rupt și soldatul de plumb s-a prăbușit în apă, dar n-a ajuns la fund, fiindcă chiar în clipa aceea un pește mare l-a înghițit. Ce întuneric era înăuntru! Era mai rău decât sub podeț și era așa de strâmt locul. Soldatul de plumb era însă neclintit și zăcea întins cu arma la umăr. Peștele umbla încoace și încolo prin apă și se zbuciuma cumplit. Apoi s-a oprit deodată și nu s-a mai mișcat. Pe urmă, o fâșie de lumină l-a străbătut ca un fulger. Lumina s-a făcut tot mai mare și s-a auzit un glas strigând. "Uite, soldatul de plumb!" Ce se întâmplase? Peștele fusese prins, pus la piață, vândut și acum ajunsese în bucătărie pe masă și bucătăreasa îl spintecase cu satârul. Bucătăreasa l-a luat de mijloc cu 2 degete și l-a dus în casă. Toți cei din casă s-au îngrămădit să vadă pe năzdrăvanul care călătorise pe apă până în pântecele unui pește, dar soldatul de plumb nu se prea fălea cu asta. L-au pus pe masă și să mai spui că lumea nu-i plină de întâmplări minunate. Soldatul de plumb era acum în odaia în care stătuse până în clipa când căzuse de pe fereastră. Erau tot copiii aceia. Pe masă erau aceleași jucării și castelul cel frumos cu dansatoarea cea mititică și drăgălașă. Stătea și acum tot într-un picior și cu celălalt ridicat în sus, dar fără să se clintească. Soldatul de plumb s-a înduioșat așa de tare, încât maica ar fi început să plângă cu lacrimi de plumb. Dar s-a gândit că un oștean nu trebuie să plângă, așa că s-a uitat numai țintă la dânsa și n-a spus nimic. Deodată, un băiețaș a luat soldatul și l-a azvârlit drept în sobă. "De ce l-o fi azvârlit, că doar nu făcuse nimic rău?" Dar aici, desigur că tot drăgușorul din tabacheră și-o fi vârât coada. Soldatul de plumb stătea acum pe jăratic și se simțea năpădit de o căldură nemaipomenită.
Căldura asta o fi fost de la foc sau o fi fost de la dragoste? Nu știa nici el. Culorile îi se șterseseră. Că i s-or fi șters de zbucimul călătoriei ori de atâtea necazuri care dăduseră peste el, cine mai știe. Se uita la fetița într-un picior, fetița se uita și ea la dânsul și soldatul simțea că se topește, dar tot neclintit stătea cu arma la umăr. Deodată s-a deschis ușa, s-a făcut curent și dansatoarea, luată pe sus de vânt, a zburat drept în sobă, lângă soldatul de plumb. A luat foc și s-a făcut scrum. Soldatul s-a topit și n-a mai rămas nimic din el decât un cocoloș de plumb. Și, când a doua zi dimineață servitoarea a scos cenușa din sobă, n-a mai găsit din el decât o inimioară de plumb. Din dansatoarea cea drăgălașă nu mai rămăsese decât steaua de pe broboadă, dar steaua era acum arsă și neagră ca un tăciune.